Am revenit în studioul Iași TV Live. Alături de noi este doamna Maria Andronache, directorul executiv al Casei Județene de Pensii. Doamna director, vorbeam înainte de pauza de publicitate despre principalele nemulțumiri pe care le-au ieșenii care vin în audiență la dumneavoastră. Ne spuneați câteva dintre acestea. Ce alte nemulțumiri ar mai fi printre pensionari ieșeni? Da, sunt nemulțumiți, de exemplu, de faptul că au făcut o contestație la decizia emisă de noi și nu au primit răspunsul. Această comisie de contestații este una singură pe țară, funcționează doar la Casa Națională de Pensii la București, fiind doar o singură comisie clar că nu putea să facă față numărului de contestații depuse în toată țara. De fiecare dată încercăm să lămurim persoanele că nu noi, Casa de Pensii, avem cumva vreo pârghie să intervenim la Casa Națională pentru a soluționa o contestație mai repede. În general, oamenii înțeleg lucrul ăsta clar, că dacă nu depinde de noi, nu avem ce face. Dar eu vreau să informez pe cei care au depus contestație și în 45 de zile nu primesc răspunsul și categoric nu-l primesc, că nu s-a întâmplat până acum așa ceva au posibilitatea să adreseze instanții. Deci nu neapărat trebuie să aștepte un an, doi, trei cât durează până soluționează Comisia de la București, se pot adresa pe problema contestată direct instanții. Și atunci răspunsul vine mai repede? Stă? Da. Răspunsul nu vine mai repede. Puține cazuri au fost în care instanța a obligat Comisia să se pronunțe. Dar se pronunță instanța și lămur Până Se lămurește situația într-un timp mai scurt Se lămurește la instanță Încât contestația de la Casa Națională Rămâne fără obiect Câte petiții ați primit anul trecut din partea eșenilor? Aproape 10.000 de petiții Online și online sau doar petiții Petiții scrise Online au fost ceva sub 200 de mailuri primite Petițiile în principal au cam același conținut Ca și la audienței, Nemulțumiți de pensii Re, toată lumea solicită revizuirea dosarului de pensie, situație în care, clar, dosarul este reverificat. În momentul în care noi am emis un răspuns, am reverificat tot dosarul persoanei. Nu s-au întâmplat cazuri în care să găsim, să constatăm că undeva am greșit. Deci aceste petiții sunt făcute de pensionari, ieșiți la pensie și înainte de Revoluție și după Revoluție. E greu de crezut că un dosar, de exemplu, în plată de 1987 am putea să-i mai găsim ceva greșit în după momentul atâția. ăsta, după atâția ani. Ce este indicele de corecție și cum influențează pensia? Da. Indicele de corecție se stabilește ca și procent 43,3% din câștigul salarial mediu brut, raportat la valoarea punctului de pensie și corectat cu rata inflației pe 2011. Asta este formula tehnică. Dacă ar fi să exemplificăm pentru indicele de corecție din 2017, acesta a rezultat prin aplicarea procentului de 43,3% la 2055, cum spuneam, câștigul salarial mediu brut pe 2015 împărțit la valoarea punctului de pensie de 917,5 și corectat cu rata inflației pe 2011 care a fost 5,79%. Corecția înseamnă prin scăderea procentului de 5,79% și a rezultat 1,14%. Faptul că la, la iulie 2017 valoarea punctului de pensie va crește la 1000 de lei va avea drept consecință reducerea acestui indice de corecție. Un indice care înseamnă de fapt un plus la pensie. 1,14% înseamnă că după ce am stabilit noi punctajele lunare, anuale și punctajul mediu anual și am uh, înmulțit punctajul mediu anual cu valoarea punctului de pensie, am determinat pensia. Această pensie se majorează cu 14% până la data de 30 iunie. Începând cu 1 iulie, pensia va fi majorată doar cu 5%. Deci ar fi și un semnal de alarmă de tras deși nu e, n ar fi în favoarea casei de pensii Dacă ar fi o avalanșă de cereri de pensionare Dar nu putem să nu informăm oamenii Că cei care au condiții de pensie Și încă stau în așteptare Nu sunt hotărâți Au poate servicii care le permite Să mai stea și peste vârsta de pensionare Dar cei care au condiții de pensionare Ar fi de preferat să-și depună dosarul până la 30 iunie Deși v-am spus, asta va atrage o avalanșă uh, și un volum mare de lucru pe salariații case de pensii. Cum influențează acesta? Indicele de corecție are prima influență asupra uh, indemnizației pentru un soțitor. Pentru că indemnizația pentru un soțitor este 80% din uh, valoarea punctului de pensie. De fapt, nu indicele influențează, ci valoarea punctului de pensie. Indicele are influență doar uh, prin schimbarea uh, în schimbarea procentului de la 1,14 la 1,05. O altă influență, într-adevăr, este cea a valorii punctului de pensie, care am vorbit noi la început, în funcție de care se calculează indemnizația pentru un soțitor, care acum este 734 de lei, dar de la 1 iulie va fi 800 de lei, valoarea punctului de pensie influențează și indemnizațiile care le plătim noi în baza legii 8 pe 2006. Se referă la indemnizații pentru membrii Uniunilor de Creație. Acestea se majorează odată cu majorarea valorii punctului de pensie de fiecare dată și cam astea sunt influențele. Cum își pot completa ieșenii stagiul de cotizare pentru a se putea înscrie la pensie? În momentul de față există două posibilități. Posibilitatea în vigoare de la încă din 2001, prin încheierea unui contract de asigurare lunar și cu o plată lunară sau un avans până la sfârșitul anului. Și o altă posibilitate este dată de o lege specială, care a fost dată anul trecut, cu valabilitate de la 27 octombrie 2016 până la 27 aprilie 2017, o lege mult mai generoasă decât prima variantă care am expus-o, întrucât dă posibilitatea persoanelor să-și cumpere vechimea pe ultimii 5 ani, în situația în care ei nu au lucrat sau nu au avut obligația să se asigure sau să, să se asigure în principal. În, în prezent avem peste 360 de persoane care au accesat prevederile acestei legi. Cel puțin 20% din aceste persoane deja și-au și depus dosar de pensionare. Sunt adevărat în această categorie de persoane și persoane tinere, de între 30 și 40 de ani, care probabil și-au luat o măsură de siguranță, ca atunci când vor ajunge la vârsta de pensie, să-și să asigure măcar stagiul minim de cotizare de 15 ani. Este o, o lege. Binevenită pentru persoanele care, din diverse motive, n-au lucrat în ultimii 5 ani și acum pot să corecteze acest lucru. Nu se adresează celor care, de exemplu, n-au lucrat în urmă cu 10 ani. Nu se poate. Perioada maximă de cumpărare este 5 ani de la data încheierii contractului de asigurare. Plata în această situație se face ori pe loc la caseria casei de pensii sau prin virament bancar ori în tranșe lunare, dar nu mai târziu de 27 aprilie 2017. Cam, cât ar trebui să plătească un ieșean care este interesat sau diferă de la pensie la pensie sau este o sumă standard? Dacă discutăm de un contract de asigurare la cuantumul uh, minim impus de lege, legea impune o sumă minimă la care se face asigurarea și o sumă maximă, dacă vorbim de suma minimă, este în jur de 150 de milioane pentru 5 ani, 150 milioane de lei vechi. Este aproximativ ceea ce vă spun, întrucât calculul exact se face în momentul în care persoana se prezintă la ghișeul specializat. În calcul intră și indicele de inflație. Deci spuneați că oricum se poate plăti și în, în, tran în tranșe lunare, și... sigur că da. Acest indice de inflație se actualizează la începutul fiecarei săptămâni, de -aia sumele pot varia. Adică o persoană care și ia informația săptămâna aceasta și revine în săptămâna viitoare, s-ar putea să aibă o sumă puțin diferită. Oricum, minimul la care se face contractul de asigurare este salarul minim pe țară din ultimii 5 ani, luat pe fiecare an, evident, fiecare an în parte. O persoană care a depășit stagiul complet de cotizare are o serie de beneficii și care ar fi acelea? Nu este un beneficiu direct reglementat prin lege. Singurul beneficiu este doar că pentru perioadele de vechime peste stagiul complet de cotizare se calculează punctaj. Deci este în avantajul omului. Beneficiu conform legii ar fi pentru persoanele care lucrează peste împlinirea vârstei standard și cu condiția să aibă cel puțin stagiu minim de cotizare. Acele persoane, într-adevăr, primesc un punctaj lunar suplimentar. O serie de probleme legate de plata pensiilor au întâmpinat eșenii care au muncit și în străinătate. Ce condiții trebuie să îndeplinească aceștia pentru a li se plăti pensia din alt stat? Pensi... Pensi... Persoanele care au lucrat în străinătate și îndeplinesc condiții de pensii pe legislația din România pot depune dosarul de pensie în România. În, în momentul depunerii dosarului se completează formulare de cerere pentru pensia națională și formulare de cerere pentru pensia comunitară. Noi putem prelucrăm toate informațiile depuse de informații în sensul de documente, că persoana dacă a lucrat într-un alt stat al Uniunii Europene, categoric trebuie să ne depună orice document îl are din acel stat. Legea nu prevede un format standard, adică un contract de muncă, o adeverință nu este că diferă de la stat la stat. Categoric, documentele de vechime diferă de la stat la stat și de aia și legea cere orice documentare. Sunt per multe persoane care vin doar cu niște fluturași. Acei fluturași trași la Xerox, noi îi trimitem în statul respectiv. Pe pensia națională facem demersuri pe legislația din România. Dacă persoana îndeplinește condiția de vârstă de stagiu complet, îi stabilim o pensie națională. Dacă nu îndeplinește condițiile din România, Așteptăm vechimea din cel, celălalt stat. După primirea formularului care confirmă vechimea, îi putem stabili o pensie comunitară. Unde apar problemele în acest traseu, da, sunt acolo unde celelalte state din Europa ne trimit cu foarte mare întârziere documentele privind vechimea persoanelor din acele state. Situație în care, iarăși precizez, noi nu putem interveni instituțional, nu avem nicio pârghie să punem mâna pe telefon, de exemplu, să sunăm în Italia și să spunem de ce nu vine formularul. În România știți, dacă avem cu o altă casă de pensie, am pus mâna pe telefon, ne-am lămurit problemele, ne s-au și rezolvat. Cu celelalte state, din păcate, nu putem uh, colabora în acest fel. Singura cale de colaborare este corespondența prin intermediul unor formulare standard stabilite de regulamentul european. Dacă nu ne răspund, nu facem decât revenire la acel document o dată, de două ori, de trei ori. Sunt anumite state care ați întâmpina probleme, adică răspund foarte greu sau nu mai răspund deloc sau nu ați întâmpinat? Sunt state, într-adevăr, care răspund foarte greu, cum este Grecia, Cipru, Italia, Portugalia câteodată. În anumite situații nu înțelegem de ce vin răspunsurile greu. State cu care colaborăm foarte bine, Germania, Austria, Franța. Cum se primește pensia pentru anii lucrați în străinătate? Pentru anii lucrați în străinătate, persoana va primi pensie conform legislației statului unde a lucrat. Nu avem cum să vă spunem cum se stabilește, de exemplu, o pensie în Franța. Nu știm legislația de acolo. Ceea ce putem spune este asta. Un lucru este foarte clar. Vechimile dintre România și un alt stat al Uniunii Europene se recunosc reciproc. Așa cum am dat exemplu prima dată, persoana care am dat respingere pe pensia națională, îi deschidem dreptul la pensie în România, dacă își completează vechimea, în principal că asta lipsește, își completează vechimea cu o vechime din alt stat. Dar pensia efectiv pe care o calculăm noi în România este doar pentru vechimea din România. Deci vechimile uh, pentru statele membre UE se, uh, se folosesc reciproc doar la deschiderea dreptului la pensie. De când poate beneficia de o pensie comunitară un ieșean? Tot vârsta standard? sau Pe legislația noastră are vârstă standard și stagiu complet de cotizare, pe legislația altor state nu știu, dar sunt momente diferite. E posibil ca noi în România să-i stabilim o pensie comunitară, adică am folosit vechime din România și Spania, de exemplu, i-am stabilit o pensie comunitară întrucât persoana îndeplinește condiția de vârstă și stagiu în România, dar din Spania este posibil să uh, îndeplinească condițiile mult mai târziu, ca vârstă. Deci, ce am observat că ne diferențiază față de alte state este vârsta de pensionare, în sensul că o vârstă mai mare decât vârsta din România. Și atunci ce poate să ia pensie pensia din România? Nu? Ia pensia din România o perioadă și când ajunge la vârsta cerută de legislația celuilalt stat, va lua pensia și din acel stat. Deci, va primi un omul două pensii. Am înțeles. Cum se poate transfera o pensie în străinătate? Se transferul se poate face oricând la cererea persoanei interesate. Există la noi un formular special numit declarație de transfer, un formular în care persoana trebuie să consemneze mai multe informații, inclusiv detaliile bancare, și transferul în străinătate se face prin Citibank. Sunt și o serie de persoane care au lucrat în mai multe state din Uniunea Europeană sau din spațiul economic european. Cum se procedează în cazul acestora? care Ce pe cine se ia în considerare? În această situație, persoana va beneficia de mai multe pensii categoric. Să spunem, va beneficia de pensii din fiecare stat în care a lucrat. Ce se întâmplă în situația statelor cu care România nu are încheiat acord cu Convenție de Securitate Socială? Nu se recunosc stagiile față de regulamentul european unde am spus că statele își recunosc reciproc vechimile. În situația prezentată de dumneavoastră, persoana nu va putea cere pensie decât direct statului respectiv în care a lucrat, fără a se folosi de vechimea din România. În ce situații se acordă pensie pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare? Legislația prevede acordarea pensiei de limită de vârstă cu reducerea vârstei pentru grupa 1 de muncă, grupa 2 de muncă, pentru condiții deosebite, condiții speciale, reducere de vârstă în cazul persoanelor cu handicap. Singura condiție este ca handicapul să se fie evit înainte de data angajării. Reducerea vârstei standard în cazul nevăzătorilor. Aici este condiția realizării unei trăimi din stagiu complet de cotizare în condiții de nevăzător și reducerea vârstei standard de pensionare în cazul revoluționarilor. Sunt și o serie de eșeni care pot beneficia de o pensie anticipată. În ce condiții? Pensia anticipată este o pensie fără penalizare, Condiția este ca vârsta să fie. iau vârsta bărbaților că e mai, mai la îndemână, deci 60 de ani vârsta, și stadiu complet de cotizare, 35 de ani, stadiu care nu trebuie să includă facultatea și armata. Și uh, pensia anticipată parțială, în ce condiții se acordă? Pensia anticipată parțial, tot vârstă 60 de ani, stagiu complet 35, pensia rezultată din calcul va fi penalizată, dar în cazul pensiei anticipate, n am omis ce era mai important, trebuie să aibă 8 ani peste stagiu complet de cotizare, adică 35 plus 8, 43 de ani de vechime, fără armată, fără facultate. E adevărat că diferența dintre cele două este doar lipsa penalizării, dar modul de calcul este același tot la Casa Județeană de Pensii pot fi solicitate acel ajutor de deces. Cine îl poate solicita? Ce membru al familiei? Care este membrul? Care este cuantumul acestuia? Da, ajutorul de deces se acordă în cazul decesului pensionarului pentru că noi asta gestionăm pensionarii din sistemul public, poate fi ridicat de orice persoană care face dovada că a suportat cheltuielile de mormântare, dar în cazul rudelor de gradul 1, adică fiu, fică, soț, soție. Acest ajutor se eliberează doar pe baza documentelor de stare civilă din care se face dovada uh, gradului de rudenie cu persoana decedată, iar dacă nu avem rude de gradul 1, persoana care va solicita ajutorul de deces trebuie să vină cu o factură pe numele ei, din care să rezulte cheltuielile de mormântare. Uh, de la 20 februarie, deci, de foarte puțin timp, cuantum ajutorului de deces este de 3131 de lei, după ce s-a votat legea bugetului de asigurări sociale. Deci, s-a mărit. S-a mărit. S-a mărit. mărit față de anul trecut și începutul acestui an, când a fost 2681 de lei. Deci, Casa de pensie pe lângă ajutorul de deces acordat în cazul decesului pensionarului, mai eliberează ajutor de deces în cazul membrului de familie al unui pensionar. Care nu era beneficiar al unui drept de asigurări sociale, adică, în principiu, nu era beneficiar de pensie. Acest ajutor este în jumătate decât ajutorul de mormântare standard, și la fel se eliberează în baza documentelor de stare civilă, dacă vine soțul sau soția pentru soț, și o declarație pe proprie răspundere că nu avea un drept de pensie. Se eliberează în, în aceași zi. Casa de pensie ea și eliberează ajutoarele de deces în acea zi. E adevărat că de un an și ceva, de când avem un alt soft informatic pentru registratură, să spunem, ne mișcăm un pic mai greu. N-ar fi vina noastră, ni s-au impus prin program anumiți pași, în sensul că, de exemplu, dacă am înregistrat o cerere de ajutor de deces, nu o putem... Trimite imediat în lucru, ci trebuie generat un borderou, trebuie semnături. Asta este procedura. Și cumva, timpii de așteptare s-au mărit, de la o jumătate de oră, cât erau, până la schimbarea acestui program informatic, în acest, acum se poate ajunge și la o oră jumătate-două de așteptare. Este un termen în limită în care un membru al familiei trebuie să facă această cerere. Termenul limită este cel general de prescripție, 3 ani. Deci în termen de 3 ani de zile se poate ridica ajutorul de deces, precum și pensia pe luna decesului. Ce se întâmplă în situația în care o persoană a depus, îndeplinea condițiile de pensionare, a depus dosarul, dar nu a mai apucat să se pensioneze, Decedând ulterior, mai poate beneficia familia de acel ajutor de deces? Dacă la data depunerii dosarului avea condiții de pensionare îndeplinite, și teoretic așa ar trebui să se întâmple, pentru că legea ne obligă să primim documentele de pensionare doar în ziua sau începând cu ziua îndeplinirii condițiilor, da, acea persoană, dacă avea îndeplinite condițiile de pensionare, familia beneficiază de ajutor de deces și de pensia pe luna decesului. Deci ajutorul integral, integral cel de 3131. Dacă persoana decedează, de exemplu, pe ale lunii, beneficiază la fel de ajutorul de deces integral și de pensia pe luna decesului. Doamnă director, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă mai aștept și cu altă ocazie. Cu plăcere! Sunt Cătălina Macovei și vă aștept și săptămâna viitoare.